Eu vă salut, stimați cetățeni Republicii Moldova, salut și unii reprezentanți mass-media, acum o să vă explic de ce îi salut doar pe unii reprezentanți mass-media. Astăzi, totul e ok, suntem în Facebook, YouTube. Стимас приятень, мулстимас четатень Републики Молдова. Тот, чей каре ему урмареск активитатя, отфос мартур акум кэти вазили ла конференция депресса, ан каре ам бурбит деспре диференция депрессури пентру уней ши пентру алций. Ан кодаты între 11-14 lei prețul de astăzi pentru agenți economici și pentru omul simplu și mulți agenți economici, prețul de 29 de lei și prețul de la Moldova Gaz. După asta am privit un val de tăcire, un val de reacții din partea unor politicieni, dar foarte puțini, unor conducători, cum ar fi prim-ministru Recean, domnul ministru Parlikov. L-am văzut și pe Vadim Ceban, care zilnic merge la câte o emisiune, cumva să încearcă să spele ceea ce a ascuns guvernarea și chiar și faptele din cauza la ce astăzi în Republica Moldova cetățenii achită cel mai mare preț de pe continentul european la gaz. Am văzut că și unii reprezentanți mass-media, și unii conducători, și prim-ministru Recean, și domnul Parlikov, și domnul Ceban, în aceste zile au încercat cumva să schimbe accentele. Deci ei nu vorbeau despre ce am declarat și am probat. Ei vorbeau despre faptul că nu știu ce, unul a știut, altul vorbea în general, a spus ce și a spus usată e fake. Mulți reprezentanți mass-media, care așa numită presă liberă, în general, au dat doar reacția lui Recean, nimic despre conferința de presă și despre contractele care le-am demonstrat unul dimineața în conferință de presă, a doua seară la domnul Gonța, că este persoană fizică și juridică care a semnat contractul de cumpărare a gazelor cu 14 lei 50 de bani. S-au făcut morți în păpșoi. Să le luăm pe rând și informațiile noi, care eu sunt sigur că o să fie surpriză nu doar pentru cetățeni, dar și pentru cei de la guvernare, care cred că unele secrete și șmecherii și scheme le cunosc doar cei care au participat la elaborarea și crearea lor. Tak, așa, deci să luăm din tăi pe domnul Recean. Că o să ne clarificăm, că nu știu ce, că o să facem regulă și asemnăm contracte noi. Domnul Recean, v-am răspuns în timp conferinței de presă alaltări și nu o faceți voi pe luptătorul pentru interesele poporului după ce ați văzut că explodează situația. Ați avut posibilitate, chiar fiind la președinție, pe timpul guvernului Gavriliță, în luna februarie-martie, când pe atunci erați un fel de načelnik la Consiliul Superior de Securitate, să recomandați ce și, spre exemplu, am spus eu la Cozer, încă în data de 8 februarie, astăzi chiar m-am uitat, că eu spuneam în emisiunea domnului Cozer că gazele deja costă
600 de euro pentru 1000 de metri cubi. Și am propus, și am spus că este un trend de scădere a prețurilor, și am spus, haideți vă rog frumos, guvernarea, cumpărați gazul în 2-3 ori mai ieftin decât l-ați cumpărat voi, cu energocomul vostru și cu secta din pas. Dar așa la scump al uspânul o să-l consumăm la vară, când oamenii achită doar aragazul. Dumneavoastră, prin alte cuvinte, astăzi vorbiți că iată acum ați cumpărăm gaz ieftin. Ați putut să vă implicați și să o faceți din februarie. Și mai ales după ce ați devenit prim-ministru. Ca să nu fie speculația, mușchiată, că usate nu spus, iar orități o știut. Nici guvernarea, nici doamna Sandu, ca președinte, de prețurile la gaz. Dar astăzi când... Vă dau o formulă foarte simplă. Iată, uitați-vă. 8 februarie. Știți că astăzi gazul s-a ieftinit. Da, noi l-am cumpărat din timp, să ne asigurăm. Okay. Domnule Cozer, o matematică foarte simplă vă demonstrează că nimeni nu vrea într-adevăr să muncească cum trebuie. Care e responsabil de mine? Astăzi sunteți de acord că putem cumpăra gaze cu 600 de euro, 1000 de metri cubi? Ce e important? Da, dacă vine... Chiar și Cozer știe că puteai de cumpărat, dar Recean și Gavrilie să nu. Astea le lăsăm pentru vară. Dar eu asta... Le lăsăm pentru vară, când vara consumă mic și acum să o cumpărăm. Eu sunt de acord, domnule Usat. Și Cozer era de acord. Nu era de acord numai Moldova Gaz, Energocomul, Recean, doamna președinte Sandu și restul. Acum a apărut o scrisoare ieri de-a lui domnul Parlicov, unde usatei, așa numite dezvăluiri, în ghilimele au fost dezvăluirile, că noi am informat încă în aprilie ANRE-ul că există gaz mai ieftin și să facă regulă. Domnul Parlicov, eu nu v-am acuzat că voi n-ați știut. Ați știut și dumneavoastră, și Recean, și Sandu, și Moldova Gaz, și toate firmele private, că este gaz ieftin. Și unii deja îl cumpărau foarte mult gazul ieftin. Eu v-am acuzat că ați ascuns de cetățeni că există posibilitatea și agenții economici, la mulți din care sunt distrus afacerile, și oamenii simpli, persoanele fizice, poate să meargă la companii private, și una fondată de Moldova Gaz, scumpere gaz în două mai ieftin. Eu v-am acuzat în tăcere și nu, că nu ați informat populația. Fix de același lucru l-am acuzat și pe Recean, ca prim-ministru, și pe doamna Sandu, și pe Vadim Ceban de la Moldova Gaz. Nu începeți voi să faceți oamenii proști. Proști în Moldova, cu fiecare an, slavă Domnului, sunt tot mai puțini. Așa că faceți propagandă genul cum o văzeau unele televiziuni pe timpul lui Plaha. Și site-uri de al din Newsmaker, care au dat foarte corect știrea în rus, au publicat contractul, s-a declarat asta, câteva reacții, și în varianta în limba de stat. Parlicov dezminte dezvăluirile lui Usatăi privind prețurile la gaz. Alo, Newsmaker, unii Parlicov au dezmințit informațiile lui Usatăi privind prețurile la gaz. Când și Parlicov în scrisoare și eu scris că da, deja este gaz de 500 de euro pe atunci în aprilie. O ieșit Ceban la Gonța ieri și la altă secta TV și au spus că da, sunt companii care cumpără între 11 și 14 lei. Ceban ieri a recunoscut că nu doar persoanele juridice, dar și persoanele fizice au dreptul scumpere gaz la companii private și la cei care era fondate de Moldova Gaz. Așa că încă o dată, eu vroiam să demonstrez cetățenilor și am ieșit cu contract, unul pe persoană fizică dimineața în conferința de presă, altul pe persoană juridică, făcut țara în emisiunea lui Gonța și a demonstrat că se vinde gazul cu 14 lei 50 de bani. Ceea ce fac unii funcționari și ceea ce fac unii reprezentanți mass-media este urât. Ziarul de gardă la care eram abonat, ați luptat cu Dodon, cu Plahotniuc, numai cu vremuri bune deja nu luptați. N-ați spus absolut nimic despre conferința de presă al alter, dar bine că l-ați găsit pe reprezentantul din firma lui Dodon, care v-a spus că nu, că noi vindem cu 15% mai ieftin, ei nu știu de unde Usatăi o luat între 11 și 14 lei. Am o șansă, vă ajung și vă spun și de unde. Și cu cât o cumpărat și așa mai departe. Căroci,
Тети секте лиш преселес фак сивор. Еу импортант сам платформе пентру комуникари ку четатениш пентру але презента адивору. Дар вой чей каре аслуптат ку пропаганда, шакума сентес локомотива пропаганди, шо вамени бунь гувернаря ши преса каре иди сервешти. А съездим в каре зон лайф, Facebook, YouTube, TikTok, туат платформе ли каре сен. Дала секта того лавой нас мадук, ши интервьюеры нас вадам. Деварищи дак фаще ща ваду дон, а вой тес ешеску брейки нес. Даше ну, о залетит вамени бунь, кум скрим ща вавей, кум спубликам латет сара контракту, ш сара тем к спаде кум парад газ к паэс пши. Никатынт к кер вой журналишти, а сакитат доу зашнову дилей, а ше кум мажоритатия чета тенилор, вау фурат шпивой. Ну мака завес начальнич, а ши кари вадау грантур, а ши кари ва финанса засекти или что-то же мади парти. Короче, мержим лаща ватари тари интересан. Deci în zilele următoare va fi un tender și Energocom va cumpăra gaze ieftine. A declarat asta ieri domnul Ceban și încă cineva din asta la emisiunea Lugonță. Întrebarea, de ce nu s-au cumpărat în februarie, martie, aprilie? Скумпери волуну, волуму пентру о луны. Ними ну ли спуне с мэри петь простия луспыну, ши энергу кому иш скумпери кусел мэй эксагерат пресс пена дизели на инди. Спуне зворок, анко даты, домля Чебан, но фаще спи не знаю. Да кум ау факут ши приват, ш компания лакари, коррект ер мац редактат, компания лакари Молда Аутогаз, ша селя приват ш Молда Аутогаз, лакари Молда Аутогаз, фондаты де Молдова Газ, де ши ей оптут са кумпери, иншепын де ану трекут, мулц, шакума фарти мулц, ан тоат перевада аста, спунез ворог, нас не спунез. Андрея, наря облигация, să solicite schimbarea tarifelor văzând prețurile internaționale. V-a întrebat Ergonță. Ați spus că are posibilitate întrebați-i pe ei. Așa că în rău ăsta, stimați prieteni, el trebuie tochit și difugărit, începând cu gaișnicul, terminând cu tăzi de acolo. Că aiștia deja sunt 100% criminali. Moldova Gaz cumpără doar gaz de la Energocom? A fost o altă întrebare, domnule Ceban. Dumneavoastră ați spus da, dar are dreptul să cumpere gaze naturale din altă parte? Deci citesc asta tot, a fost ieri spus de Gonța și răspunsurile lui Ceban. A spus că da, Energocomul, deci Moldova Gaz, are dreptul să cumpere gaze din altă parte? Ceban a răspuns da, numai că în situația când suntem în starea de urgență, suntem solidari cu Energocomul. Aha, v-ați prins. Și cumpărăm doar de la ei. Că de a cumpăra la bursă este risc. Domnule Ceban, știți foarte bine că orice risc poate fi asigurat, inclusiv prin contract. Dar pe perioade de o lună, două, trei, ați putut să cumpărați, dar n-ați vrut că ați vrut ca oamenii din țară să cumpere cu 30 de lei gazul lui Andrei Spână. Tot Ceban ieri recunoaște că avem zeci de companii care achită gaz între 11 și 14 lei. Acest lucru este posibil din 2016, spune Ceban. Bravo! De ce n-ați spus la emisiunea lui Gonța în aprilie și pe la alte televiziuni la care ați mers? De ce n-ați spus la cetățeni, băi, duceți-vă la privat, că acolo în două ori mai ieftin ca la noi? Da, erau pe timpuri 10% mai ieftin, 20, acum e în două ori jumate mai ieftin. Transautogaz are contract doar cu vreo 10 companii, spune Ceban. Domnul Ceban, da, sunt cele mai mari companii, unele din care folosesc 2 milioane de metri cubi de gaz pe lună. De ce n-ați spus despre asta? Și încă o dată, cel mai urât, că ieri Ceban cumva vrea să iasă din situație, el bagă un cuvânt
într-un context că și-o declarat USAT, că a semnat contractul, l-a întrebat Gonța, că l-a arătat, este un fake. Căroci, domnule Ceban, cum ar fi bune? Și contractul care l-am prezentat în conferința de presă, semnat de o persoană fizică, și contractul semnat de o persoană juridică, seara în aceeași zi, cu 14-15 bani, dumneavoastră ați numit fake-uri. Că nu puteau, că în timp de 20 de zile și cei persoanele juridice și fizice trebuie să știe că este timpul de prelucrare a datelor până treci de la un furnizor de gaz la altul. Dar asta am spus-o și eu, și în conferință, și în emisiune, și în live-uri, pe unii numai n-am spus. Dumneavoastră ați spus că e fake? Eu cum vă anunț oficial. Eu, domnule Ceban, vă dau un judecat pe dumneavoastră și o să cer 5 milioane de lei să le achitați prejudiciu, că voi ați numit fake ceea ce eu am prezentat alaltăieri. Unii iarăși pot să vă explic și deși o să-l dau un judecat pe Ceban și o să cer 5 milioane de lei. Deoarece Ceban mai bine să iasă să vă spui câte milioane de lei îl primești pe an salariu, cu tot cu bonusuri. O fost întrebat de câte ori și o zis că nu este bine să răspund, nu vreau să spun. Spuneți, domnule Ceban, așa cum o spun alții și își declară averile, care e problema? Este 5 milioane de lei, nu vreau să mă îmbogățesc. Toți banii vor fi cheltuiți ca copiii din casă de copii, orfanii, să meargă sărașii la mare, că mulți nu au văzut-o niciodată. Deci avem mulți copii. Sau copii din familie nevoiașă, din cauza că părinți sărași n-au văzut niciodată marea. Iată unde să meargă toți banii. Nu încercați și aici, amuș, cu sat, vreți să îmbogățească pe spatele lui Ceban și mai departe. Eu azi vă dau o fake. Dumneavoastră nu vă imaginați câte materiale am început eu să prindeți după conferința de presă și cu ce voi continua. Dar asta lăsăm după summit. Așa că, domnul Ceban, dacă în judecat se va stabili că e fake, dar nu se va stabili, așa că scoateți din cubășcă 5 milioane și pregătiți-vă. Mai departe, tak. Ați fost întrebat dacă poate trece la privat o persoană juridică sau fizică. Ați spus că da. Încă o dată, eu v-am acuzat pe toți împreună cu guvernarea că ați ascuns de oameni juridici și fizici și de mult puteau să treacă la privat și să primească gaz în două ori mai ieftin. Ați spus că oamenii trebuie să achite devierile de preț. Dumneavoastră deja ați recuperat o parte, i-ați spus lui Gonța. Stați o leacă, dar deși oamenii trebuie să achite devierile de preț și că voi n-ați făcut regulă nici în Moldova Gaz, nici în Andrie și toate structurile care au fost implicate în procesele astea. Companiile private activează legal și nu le pot fi ridicate sau anulate licențele, ați spus. Corect. Totul este legal, numai că ați ascuns. Dar nu este elaborat mecanismul de trecere de ANRE. Poate oamenii să achite diferența de preț și la pâinea socială la franziluță, nu? Dacă mergem după formula voastră. O întrebare către Comisia Situației Excepționale. Dumneavoastră, cum spun moldovenii, zadnim числом ne-ați ridicat cândva prețurile la gaz. Dar mă, zadnim числом, nu vreți să ne le coborâți de când s-a ieftinit gazul pe arena mondială în 2-3 ori, a? Tot zadnim числом. Deja este un precedent. E o idee bună și asociar lucrul acest prin judecat. Mie îmi pare foarte rău încă o dată că domnul Ceban cumva participă la spalarea guvernării prin orice declarații, comportament, tăcere, încearcă să le să-și păstreze funcția. El în emisiune, domnul Ceban, a spus că sunteți din Găgăuzia, sunteți găgăuz. Ați vorbit ceva despre Găgăuzia, patriotism. Eu vreau să vă spun dumneavoastră, dar ați vorbesc în rus, că să ne înțeleagă toți cei din Găgăuzia care vor privi acest live. Da, вы вчера, господин Вадим Чебан, говорили о патриотизме, о Гагаузии, об одном, другом, третьем, о том, что 9 мая... То есть я согласен с вами про все, что вы сказали, и про патриотизм, и про День Победы,
и что Молдова находится на европейском континенте, и как бы нельзя забывать про День Европы, но 9 мая все-таки День Победы. Но хочу сказать, в чем разница между вами, Вадим, и теми гагаузами, которых я знаю, которых знал. Я вас никогда не знал лично, мы не знакомились, но мне про вас рассказывал один мой, у меня был очень хороший друг в Москве, недалеко жил от меня, Юрий Якубов, он мне про вас рассказывал, как он вам помогал в старые добрые времена и так далее. Почему был мой друг? Для тех, кто не знает, Юрий Якубов скоропостижно скончался, к сожалению, недавно его похоронили. И он мне про вас рассказывал, это все, что я знал о вас, о том, что вы делали в исполкоме Гагаузии и так далее. Но я знаю и других представителей Гагаузии. И объясню разницу между вами, например, и господином Александром Стояноглом. Стояногло не ходил на телеканалы и не вел себя так, как вы, придумывая или умалчивая многие схемы сегодняшней власти и не выполнял чьи-то заказы для того, чтобы понравиться Майе Санду, депутатам ПАС или там другим сектантам. Он выходил и говорил то, что должен говорить каждый профессионал своего дела. Вот разница между вами. Он пострадал из-за того, что он не заигрывал ни с администрацией президента, ни с властью. А вы сегодня не просто с ними заигрываете. Вы, многие вещи умалчиваете. Два, про ваши бизнесы поговорим на следующей неделе, где вы замешаны после саммита. И еще раз, молчание это иногда, Вадим, тоже преступление. Я знаю, что вам есть что рассказать. Не жителям Гагаузии, а жителям всей страны, о некоторых схематозах, в которых замешана некоторая элита. Я знаю, что вы можете сегодня рассказать, например, про встречи в Санкт-Петербурге, когда вы были вместе со СПЭНу, и какие граждане каких стран из-за рубежа, конкретно, например, один из Польши, сидели в администрации президента Майе Санду и под диктовку там диктовали ему каждый шаг, что делать и как делать. И их вмешательство является также одним из пунктов, почему Молдова сегодня самая большая цена на газ в Европе и многое другое. Мы многонациональная страна. Молдаване, русские, украинцы, румыны, болгары. Я всегда выступал за дружбу людей. Но вы, когда говорите про патриотизм и Гагаузию, не выбирайте только 9 мая. Расскажите про то, что делают эти, и с вами поступят так же, как Стояноглом. А вы не хотите. Стояногло шел под девизом «Сила в правде и профессионализм». Поэтому имеем то, что имеем, но я уверен, справедливость восторжествует. И когда она восторжествует, Стояногло будете на коне. А вы будете вместе с вашими начальниками из ПАС и партнерами некоторыми давать показания прокуратуре, а по некоторым делам, я думаю, будете и подозреваемым, и обвиняемым. Но это будущее. Значит, о ситуации форте импортант. Ван спус ла анимисюня лугуанца диспри сцене сменить кувенту ла Азербайджан. В октябре анул Трикут, дамна гаврилицка премьер-министру эффектату визита на Азербайджан. Унисон Тулнет, президент лицерии премьер-министру, мембри гуверну где на Азербайджан. Уфоску думи товарищ Спену, Шмул Салцин. Спунец вырок, гувернаря Паска, гаврилица, ну и рамаска мембру дар поцун треб. Дар епаци повестяск лудомну речан шьелсник сплещ. Да дичила частен тревидери, шила мульти алтели, care au avut loc pentru a discuta eventuale contracte de cumpăra gaz ieftin sau mai ieftin, de ce dumneavoastră ați camuflat o persoană străină, un domn Macieș, numele, la nume șlagunță, voi l-ați camuflat ca consilier la Energocom. Și aista participa la toate întâlnirile, inclusiv la acelea, Лачеля секрете, финт камуфлат шаскун с девой. Да ну вреться и шицы не спунец, антри, анафар де фабтул, к ел
era cu voi în delegație de stat și vă prezentați pe toți ca consilier de la Energocom, că el avea ștampile de la câteva offshore și companii europene care el folosind momentele de negocieri, că în Azerbaijan v-a zis că vă dăm gaz în două ori mai ieftin. Și a făcut acesta vostru străin, care era tipa nașim, el deja a început să negocieze contractele pentru traderi europeni și pe dâns mai puțin îl interesa situația cu Energocom și Republica Moldova. Voi ați povestit domnului prim-ministru și domnului președinte Azerbaijanului și președintele Socarului companiei de stat din Azerbaijan și la restul. Cine acest client? I-ați arătat și scrie despre el pe Google și s-a ocupat în Ucraina și în multe alte țări. Ребята, aici e dosar penal și vă papale. Acest domn și încă unii alți, dar asta e o altă conferință de presă, ați trebuie să stau treceți. Și despre schemele lor și implicare, azi discutăm altă dată, că tot ați trebuie să cu o conferință de câteva ori. Dar vreau să vă spun încă o dată că vă papale. Vă papale că eu astăzi, în comparație cu alți politicieni, nu am nici cu mătri la Moldova Gaz, nici la Energocom, nici la socialiști, nici la voi, și eu să vă tochesc pe toți care ați fost implicat în toate fără de legere din cauza la care oamenii achită prețul de aproape 30 de lei. Acum, despre tot pentru Ceban, Spânu, domnul Recean, eu cred că, ia că aici pot cred că Recean și Parlikov nu știu, dar îi informez și știu și ei. Vă știți că în martie-aprilie eu am ridicat toate contactele mele. Azerbaijan, Italia, Bulgaria, Austria, am făcut afaceri în viață mai mult ca voi toți împreună și contacte cred că le-am avut tot mai mult. Ca să văd eu cine cum cumpără, la și preț și mai departe. Domnul Ceban, dumneavoastră ieri ați spus că nu știți cu cât cumpără și privat, că știți numai Transautogazul. Dar de ce n-ați spus că în luna martie-aprilie, când prețul pe piață deja era 500 de euro pentru 1000 de metri cub, preț maxim, apropo, compania Transautogaz a cumpărat gaz, atent, de la unele companii, să nu le fac publicitate, din Italia și din Austria, la preț sub 10 lei. Mult mai puțin de 10 lei. Domnul Ceban, dacă sila в правде, am dat конца, nu? De ce n-ați spus lucrul ăsta? Că da, Transautogazul cumpărat în martie-aprilie, dar acum îl cumpăr cu mult mai ieftin. Dar despre luna mai vorbim data viitoare. Cei de la Ziară de Gardă, i-am sunat voi șmecherașii ăștia care erau înainte cu șoferul lui Șonia, cu fratele lui Dodon, care erau zis că nu, că au discount de 10-15%, de unul sat ieșe preț. Întrebați-i pe dânși, că ei au avut tranzacții tot în martie-aprilie, încă o dată, vorbim doar despre două luni, pe urmă vorbim despre toate. Ei, spre exemplu, Șonia Company, au cumpărat gaz din Bulgaria, tot cu preț mult mai mic de 10 lei. Și vouă vă zis că discount 10-15% de la prețul Moldova Gaz? Necrasiv. Este încă o companie din acelea 5. Așa în general cel mai mălăsă. Așa nu știu cum a făcut, dar sunt bravo. Cu cumpărat mult mai ieftin și ca Transautogaz, la care Moldova Gaz e fondator, și ca Șunea Company și ca astea. Dar încă o dată, de ce ați ascuns de oameni că pot să meargă să cumpere și la companiile și a voastră de pe lângă Moldova Gaz și la cele private gaz în două ori mai ieftin? Deci, compania asta care chiar a însemnat contractul și ca persoană fizică și juridică acum, cu 14-50 de bani, da, ei tot câștigă vă 4 lei, 5 lei la un cub de gaz. Asta nu e binefacere. Eu nu-i acuz că ei câștigă bani. Eu acuz Moldova Gaz, președintele țării, prim-ministru și restul, că ați stăcut și n-ați spus la oamenii adevărul. Și în general, despre prețuri, despre cine de unii cumpără, despre ce combinații au mai făcut și face Energocom-ul,
discutăm altă dată. Eu cred că astăzi v-am dat destule. Eu înțeleg că voi tare mă v-ați speriat de unii usate știi tot ce a avut loc în Azerbaijan. De unii usate știi despre cum ascundeți cetățeni străini și îi luați în delegație și erau chiar la negocieri secrete, dar puneau ștampila pentru firmele lor private, că ei făceau business. Dar voi îi prezentați ca membri delegației. Și încă îl ascundeți că e consilier la Energocom. Am un cel mai urât ce s-a întâmplat și ce se întâmplă săptămâna viitoare. Am întârziat la această conferință de presă, m-am uitat și a spus domnul Parlikov, că ei l-au pus la 10, că au zis, nu, s-a trebuit la 10, de cum ați dezbatem subiectul, că e panică la dânși. Și bine că panichează, numai că să panicheze mulți de ei și că n-a să aibă dosare penale, vă asigur. Deci, ce a decis comisia, oameni buni? Că dacă fiecare din voi, fiecare cetățean în Republicii Moldova sau agent economic, care astăzi vrea să rezilieze contractul cu Moldova Gaz și îți duci la o firmă privată, mot-a-mot spun și a spus Parlikov din decizia comisiei de astăzi, că un cetățean să-și ia cu el povara de deviere în preț cu el. Adică toate toate procolurile care le-ați avut voi, toate combinațiile, toate nereușitele. Astăzi omul dacă rezilează contractul cu Moldova Gaz, duce la privat să cumpere în două ori mai ieftin, el trebuie să achite toate zaloturile voastre. Voi serios? Еще раз, если каждый гражданин сегодня или юридические лица захотят расторгнуть договор с Молдова Газ и уйти к частным компаниям и покупать газ два раза дешевле, вам сначала посчитают все разницы в ценах, в тарифах, и вы сначала должны будете рассчитаться за проколы с ПНУ, Молдова Газа, Энергокома, и только тогда вы сможете перейти к другому оператору, поставщику газа. Послушайте, ребят, это даже не Геббельс, и это даже не Антонеску, и это даже не Сталин. Это просто какой-то верх долбоебизма, я бы сказал, потому что это литературное слово, которое только могла придумать эта комиссия с этими мудаками. Это сегодня они, чтобы как-то выйти из одного грабежа, создают вам другой. Но Парліков не сказал самое главное. И могу вас поздравить, что все-таки у всех нас с вами мы достигли одну большую победу, вскрыв весь этот схематоз позавчера, обсуждая его с вами сегодня. Короче, они настолько испугались, чтобы вы понимали, после моей пресс-конференции позавчера, значит, за вчерашний день и позавчерашний, около 300 компаний в стране написали заявление в Молдовагаз, что они от них уходят. У них паника, они понимают, что это полный залет и полная засада. Речан в шоке, не знает, что делать. И они придумали спасение, не зная, насколько долго они его сохранят, потому что это может быть временная котлета. Но, короче, они приняли позавчера ночью частично и сегодня ночью окончательное решение, что, короче, будет взрыв, Усатый выведет людей на протест. Усатый сказал, что если не понизите цену как участников и не сделаете 11-14 лет за куб газа, я выйду со всеми людьми на протесты, без Шоров, Шморов, Ковкалюков и так далее. Я выйду с гражданами страны. Мне не нужны псевдо-оппозиционеры или люди, которые должны давно были сидеть в тюрьме рядом. Мы с гражданами сами разберемся. И, короче, Речан почесал головушку, подправил ее формочку чуть-чуть, всплакнул и говорит, короче, давай сейчас выйдем, продолжим тему Азербайджана, может, там, объявим там еще какие-то другие сделки. Короче, сейчас добиваемся, продолжаем подготовку к саммиту, и на следующей неделе грузим Анре,
свалим на них, что они молчали, не усмотрели и так далее. Короче, на следующей неделе Молдова Газ объявит цену 10-13 лей за куб газа. Представляете себе, до чего дошло? То есть до сих пор платили 29 лей. Я вас поздравляю. Эти наши начальники на следующей неделе выйдут, скажут, что вот сейчас подписали. Вот смотрите, сегодня они типа ничего не подписали. Только обсуждают с Азербайджаном, с другими трейдерами. Цена на газ сильно упала. И они объявят цену, еще раз, сначала говорил 10 миллионов, потом говорит, не-не, давай минимально все-таки 11 и так как бы. Они зарабатывают в этих деньгах, это не благотворительность. Поэтому хочу вас всех поздравить. Враз ва феличит, точа татьяне Республика Молдова. Кто от скандалу? Карелам порнита латер. Йо импус питоц ей сыворбяска. Сышоптяска, пиони. Дар шалма импортант. К септемына виетуаре. Прецу ла газ, ла Молдова газа, сибен триунс, предзащи, триис, предзащили. Кала фермили привати, каре, куачелаш прец, албендеяу пынас и порняска ачест скандал. Аша куамень бунь, аста дежа есть и бене. Дар куще еще дичи сас комиссия к сыпуи пиуамень повара да казвреяла приват, шакула мушмайскат прецу, лик газу тут зельник сифтнешти. Если фазим ажом протест, если тряка пофта, что у вас им пуним тот пией, а сейчас комиссия, а луй дом нуричан, касану лезы у налты дичизия комиссии, сыну мои ли береза личенцы иной, пентр компании ли депистхотари, кари ворсы виен Молдова, с преземплу, с диски до компании, с примяска личенца, пентру, а импортаж, пентру, а винди газу лавамень. Эй, стоять. Кыс мой молодцы спипятся, коровы не осути. А на Украине чабайный рыдзыск в ушапе сути. А стащи фелди мухлёж, а? Шиплус, ну куда-то. О смерку чё-то тень эстрады, шаз вечерем, думя вастра, кум задним числом, а средикат пресс-влагаз, я каше задним числом, а муснил кобурыц. Куда-то, саптамы на битуаре колкобурыц, инкейц гура лавамин, да. Но макно я звакал кулам, что чего мне китат им плюс. Денькал заточили вастер криминаль. Короче, приятень. И саммиту. Винты июня, дежанщая по вине делегаций. И мои лосем с майфаком ухлёжуешь пресса либера. Саммит треса блоку, и на винимент фарти импортант. Ну, мак кумо фост у Адунари депортиды пяца Мария Дунари национале. А шамонё сфи шипоймонь пиар. Сведем куче вор еши о ноштри. Квин ку интенсии буни, практик тоз де пистихотари, жвина Молдова, не фачи тот майку носкут, шо сви ку интенсия снежу, та сын сигурдяса. Но макснув фолосаска и сами ту димыни, а иж для губернари, кумо фолосит форумул мондиал дин, экономик дин Давос. У нее венишняя декларатка с шибы магазин де килот шхани, шо фирмы де такси. Дарка почтец лилора, не импарик кам эсэсте, диаста. Дар инкодат. Дак сы ворхотары фуарти мултин требер позитиви. Его саплаут шас рекунус. Каше кумам рекунус, кут мунка ламай мултс лауни министри. Дин прецедента гувернари апаслы. Что-то шакюта тимпулис пун адивор. Сай было к саммиту. Ю куда мне жути, кис блокя з ворашу, ша ме департі. Мадук страг на воду ласильот кандельта Дунарі. Ось я сам відео з вами формес, що прийнято коло. Аж тим тим скадеря пресали вже саптами на вітварі, а з є сас дискутем саптами на вітварі до 2030 лунь марц протестили, ши планули настрі кум спунім дежа ну суп шах гувернаря. Дасли тражим ун мат. Потому что они реально просто задолбали своей некомпетентностью, коррупцией и так далее. Вадим Чебан, готовьте деньги, потому что будет суд и так далее. Ладно, начальник, я вас всех обнимаю. Ваку принт питоц. Совет сузик от моей фрумаса. Зелит урмматвари кишиновьени. Кретк трес плекам тоц. Ларуди, панафара ураши косвидуан фрешни. Дар, ну и немик, импортан свейбини пентуштара. Вокупринт питоц совет ОЗИ к этому информации. Пока.